România a devenit liderul Europei la agricultură. Mai exact, țara noastră a înregistrat în acest an producții record de cereale, iar producția de porumb și floarea soarelui este cea mai mare de la nivelul Uniunii Europene, arată ultimele date ale Ministerului Agriculturii. România a realizat în acest an, în total, 30 de milioane de tone de cereale, față de 27 de milioane de tone înregistrate anul trecut. Haideți să vedem ce cantitate de porumb și floarea soarelui a fost recoltată de pe cele 2,4 milioane de hectare cultivate cu porumb, respectiv de pe cele 1 milion de hectare de teren cultivate cu floarea soarelui. Producția de cereale de anul acesta depășește 30 de milioane de tone. La floarea soarelui am realizat peste 3,35 de milioane de tone și suntem pe primul loc în Uniunea Europeană, fiind cea mai mare producție de până acum. La porumb mai avem de recoltat 0,5% din suprafață în județele din centrul țării, dar în prezent am depășit 18 milioane de tone și la porumb suntem pe primul loc în Uniunea Europeană, a spus ministrul Agriculturii, Petre Daea. În acest an, recolta de grâu a depășit 10,2 milioane de tone, cu peste 2,3% mai mare față de anul trecut, când s-a cifrat la 10 milioane de tone. Recolta de cereale păioase de vară a ajuns la 12,8 milioane de tone, în creștere ușoară față de anul trecut, când a fost de 12,7 milioane de tone. Anul trecut, România a raportat o producție totală de cereale de aproape 27 de milioane de tone, adică 1,4 tone pe fiecare român, cu recorduri istorice la grâu, mazăre, orz, floarea soarelui, soia, porumb, cartofi și struguri. Producția de grâu, secară și triticale a fost de circa 10 milioane de tone, cu un randament de 4,83 de tone la hectar, în timp ce la porumb recolta a sărit la 14,5 milioane de tone. În România, 60% din suprafața agricolă este cultivată cu cereale. Datele Eurostat arată că țara noastră era anul trecut a 8-a putere agricolă a lumii, după Franța, Germania și Italia. Faptul că România contează tot mai mult pe harta agricolă a Europei a fost consemnat în luna octombrie în cotidianul francez Le Monde. Jurnaliștii francezi estimau că România ar urma să recolteze în acest an între 14,5 și 15 milioane de tone de porumb, comparativ cu doar 11,8 milioane de tone cât va recolta Franța, ceea ce înseamnă că România va prelua coroana de la cel mai mare producător european de porumb, vampirizând astfel piața europeană a porumbului.